Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video! Sunt domnul Puzzle sau pe nume adevărat Cristian Leana, iar în video de astăzi o să vă arăt cum să rezolvă un cub de 2x2x3. Dacă doriți așa ceva, îl găsiți pe genius.ro, site-ul pe care îl administrez. O să vă las link și în descrierea videoului. Este, cred că, 35 de lei sau nu știu cât este, ceva de genul. Iar pentru a înțelege acest tutorial, e necesar să știți notațiile cubului Rubik. Notații pe care le-am explicat în acest video de aici, puteți foarte ușor să-l accesați sau să intrați pe YouTube să căutați notații cu Rubik domnul Puzzle și găsiți imediat. Haideți să începem. Primul pas este să facem fața de sus și fața de jos de o singură culoare, respectiv alb-galben. De obicei, o să aveți mai tot timpul o linie formată, ori albă, ori galbenă. Dacă nu o aveți, o formăm foarte simplu, gen să zicem să formăm linia galbenă. Vedem că acestea două sunt despărțite, ducem una dintre ele jos, stați un pic, ducem ori pe asta, ori pe asta, o ducem jos, hai să o ducem pe asta în stratul de jos, așa, rotim pe cealaltă aici și acum când o dăm pe aceasta înapoi, ea vine aici, pentru că de aici a plecat, vedeți? Stați un pic, de aici a plecat, deci ea a plecat în dreapta față, când o dăm jos, ea rămâne aici, așa că dacă o ducem pe asta aici, în stânga față, când dă înapoi stratul din dreapta, ea se întoarce la fel în dreapta față, în locul de unde a plecat. Și practic se unește cu cealaltă. Și după ce am făcut linia, o ducem în stânga jos, adică o punem aici așa și o rotim jos, să fie în stânga jos aici. Și acum ne uităm sus să vedem dacă mai avem și cealaltă linie formată. S-a nimerit să o avem formată, dacă nu aveam formată, la fel. Linia o țineam aici, cea de jos formată o țineam în stânga și duceam una dintre ele în partea din dreapta, o duceam jos. Roteam un pic stratul de sus, ca atunci când dăm înapoi piesa pe care am dat-o jos, ea să se unească cu celălalt. Dar în cazul nostru nu este nicio problemă, deja avem linia formată, o ducem în dreapta și o rotim jos. Haideți să mai fac o dată, ca să vedeți cum se formează centrele acestea, că asta e cam singura parte intuitivă. Cum se formează aceste fețe. Uitați, de exemplu în cazul nostru. Nu avem niciuna, nici linie sus, nici linie jos. Cel mai greu caz. Păi în acest caz, ne uităm. Dacă noi rotim stratul de piesa asta în stratul de jos, ea se duce pac 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 până aici. Deci nu rezolvăm nimic, aici nu este galben ca să vină frumos să se unească cu una galben. Așa că mai întâi ducem una dintre ele aici. În poziția aceasta. O ducem, hai să ducem pe asta, o ducem aici și acum știm că atunci când rotim pasta de sus, ea se va duce aici, uitați. Frumos, s-a unit. Apoi o ducem să fie în stânga jos, ca să nu ne încurce, și ne uităm în stratul de sus. Vedem că aici deja avem o linie formată pe care simplu o ducem în dreapta și o ducem și pe aia lângă jos. Dacă nu era linie formată și era ceva de genul ăsta, deci aveam doar linia din stânga jos formată și sus aveam două piese galbene, la fel. Pe partea din dreapta, ca să nu mișcăm linia de jos, puneam oricare dintre piesele galbene, o duceam în jos, hai să o ducem pe aceasta, o duceam în stratul de jos și ține minte că ea a plecat de aici, din dreapta spate. O duceam în stratul de jos, ea a plecat de aici, deci ar fi fost bine să fie o piesă aici, când vine înapoi. Așa cum mutăm pe asta aici și când o ducem pe aceasta înapoi, frumos, s-a format linii. O ducem linia în partea aceasta și acum o dăm în jos. Și dacă am format galbenul, s-a format automat și alb. Acum, ne uităm sus, avem deja o linie formată, vedeți, piesele acestea sunt deja puse cum trebuie, doar acestea două nu sunt puse bine. Există două cazuri, ori când aveți o linie formată, ori când nu este nicio linie formată. Când este o linie formată, țineți linia formată în stânga, aici, și aplicăm următoarea formulă. Deci formula asta mută aceste două piese. Aceasta cu aceasta, le schimbă. R, U, R prim, U prim, R, F, U prim F, U, F. Și vedem că s-a rezolvat. Întoarcem și facem același lucru și sus. Dacă sus nu aveam la fel, dacă avem linie, o ținem în stânga, iar dacă nu este nicio linie, să zicem că toate piesele sunt talandala, doar aplicăm formula din orice poziție și sigur se va forma o linie pe urmă. Deci, ținem linia formată în dreapta, în stânga, și aplicăm iar aceeași formulă. R, U, R, U prim, R, F, U prim, F, U, F. Și s-a format și sus, s-au mutat cele două piese și s-a format stratul. Acum, stratul din mijloc îl rotim până se aliniază cât mai multe culori. Uitați, de exemplu, așa. Vedeți? S-au aliniat frumos toate astea, verdele și rozul.
Deci acum se vede clar că avem de schimbat doar aceste două piese. La fel, formula pe care vă arăt acum schimbă aceste două piese. Ținem pe cele rezolvate la fel în stânga, așa, și noi aplicăm formula și va schimba aceste două piese. R U2, R U2, R U2. E simplu algoritmul și s-a rezolvat. Haideți să mai fac o dată, că n-a durat așa mult. Mai fac o amestecare ca să fie totul clar. Așa. Uitați. Avem aici deja 3 albe, una aici, 3 galbene. Ne uităm la cele galbene, cum am început. Căutăm o linie galbenă, dacă nu o avem, o formăm și după ce o formăm, o punem în stânga, în stânga jos, aici. Stânga jos. Și acum lucrăm cu stratul din dreapta și stratul de sus ca să nu stricăm... Uitați că nu se strică nimic dacă noi mișcăm doar stratul din dreapta și de sus. Nu se strică această linie. Pentru că ea nu este afectată. Vedeți? Ea stă ok. Oricât am mișcat noi stratul ăsta. Așa. Avem aici piesa asta galbenă, jos. Trebuie să o unim cu cea de sus ca să formim cealaltă linie. Hai să o ducem în stratul de sus să vedem unde vine ea când o mutăm în stratul de sus. Dacă o ducem în stratul de sus, ea vine pac, 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 aici în față, față dreapta. E, atunci o ducem înapoi jos și ne uităm la cealaltă, să o punem aici lângă, ca atunci când vine cea de jos să se unească cu aceasta care e deja sus. O rotim pe asta aici și acum când o aducem pe asta de jos, că am verificat, am văzut că ea vine aici. Este totul destul de intuitiv. Frumos, a venit. Acum punem linia în partea asta și o ducem jos, lângă cealaltă. Și frumos s-a făcut fața galbenă. Acum ne uităm sus. Vedem că deja avem stratul făcut, deci nu mai aplicăm formula respectivă, ne întoarcem în partea cealaltă. Aici, la fel, ne uităm dacă avem o linie. Dacă avem o linie, o ținem în stânga și aplicăm formula. Dacă nu aveam linie, doar aplicăm formula și se forma linia. Ținem linia în stânga și aplicăm formula. R, U, R, U prim, R, F, U prim, F, U, F, U. Și vedem cum au mutat cele două piese și s-a și rezolvat. Acum la fel, stratul din mijloc îl potrivim cât mai bine. E deja potrivit, vedem. Acesta se potrivește și aici, și aici, și acestea două. Deci avem doar aceste două de schimbat. La fel, dacă erau prea, mai multe de schimbat, doar aplicam formula din orice poziție și apoi sigur se uneau două piese. Ținem piesele rezolvate în stânga, cum am făcut și la stratul de sus și stratul de jos. Și formula asta, știm prea bine, schimbă aceste două piese de mijloc. Piesele de mijloc. R, U2, R, U2, R, U2. Simplu. Și am rezolvat tot puzzle-ul. Cum v-am zis, dacă doriți un astfel de puzzle, îl găsiți pe genius.ro, site-ul pe care îl administrez. Este, cred că, 35 de lei. O să vă las link și în descrierea videoului. Cam atât pentru video de astăzi. Sper că ați înțeles. Dacă nu ați înțeles, puneți-mi întrebări în comentarii și eu o să vă încerc să vă răspund la cât mai mulți și să vă lămuresc nedumeririle. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!